pregătim pentru ultima etapă a sezonului regular, în deplasare cu campioana României CFR Cluj, formula clasică la Dinamo, Claudiu Stoican, antrenorul nostru principal, Florin Răduciuiu, team managerul echipei. Fabius, primele cuvinte. Ultimul meci din acest campionat, întâlnim campioana României, chiar dacă avem o mulțime de accidentați, mergem acolo încrezători ca să facem o partidă bună. Nu ne va fi ușor, dar am încredere că prin atitudine, determinare, prin dorință, putem să facem un meci bun. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după această partidă. Da, ce poate fi mai stimulativ decât un meci cu campioana României pentru noi. Într-adevăr, e ultimul meci, în sfârșit, jucăm împotriva campionilor. Știți cum e în fotbal, am văzut multe, am trecut prin multe, deci nu se știe niciodată. E clar că e adevărat, avem foarte multe absențe, cum a zis Mr. Flavius. Campionatul nostru, știți foarte bine, este altul, va începe de săptămâna viitoare. Deci, repet, să fie un stimulent pentru băieți, cei care vor intra să-și facă datoria, să joace, fără niciun complex de complex. E un meci împotriva, ce poate să fie ceva mai frumos decât atât să joci împotriva lor. Deci, cam asta e, mă rezum la asta, las pe Mister Evident să mă răspundă la alte întrebări. Deci, cam asta este un pic părerea mea despre meciul de mâine. S-a avut iar ghinionul asupra dumneavoastră, așa cum spuneați, sunt multe probleme de lot? Sunt multe probleme de lot. Într-adevăr, dacă să facem o listă, cred că e o echipă întreagă și chiar aveam notasem aici, avem Cristianu, Mihai, Mirko, Ivanovski, Matei, Ioanu, Patrick, Răuț, Jovanovic, Ricci Grigore, Rodriguez, care nu are greu de joc, Azanco și cel mai rău dintre toți, Tomozei. Dar cu toate astea, cei care au jucat mai puțin în această perioadă, trebuie să arate că merită oricând să îmbrace tricoul de titular. Dar de ce atât accidentat de Flavius? Vorbeam odată cu Alex Răuță și spunea că cine intră în poarta lui Dinamo, parcă își pierde din calități, cine e înalt, parcă e mai scund, cine e gras, parcă e mai slab, cine are viteză, parcă nu mai are, cine are noroc, parcă are ghinion. Chiar nu pot să-mi dau seama, pentru că sunt accidente, de exemplu, Ricci Grigore are întorsă la glesă, Jovanovic la spate, Ivanov la genunchi și lista poate continua. Plus, meciul cu Rapid, credeți-mă că a lăsat urme destul de adânci și rămâne ca cei care vor intra pe teren să facă o partidă mare și asta vreau ca să mă canalizez. Acum asta îmi doresc să-mi canalizez energia exact pe ceea ce trebuie să facă cei care suntem apți. La moral, bănuiesc că stai mai bine. Mai bine este atunci când obține și rezultate în urma unui joc bun, pentru că și meciul cu Sepsi am făcut o partidă bună, o partidă mai ales prima repriză, o partidă destul de consistentă. Am făcut acele greșeli și am plecat învinși. Și normal că nu este o stare de bucurie, dar în schimb, ca și joc, ca și consistență, chiar suntem pe un drum bun. Spunea Marius Nicolae că atunci când se va face și stadionul va fi unul nou, sigur echipa va merge mult mai bine. Așteptați lucrul ăsta să se demoleze actualul stadion și să... Până se va întâmpla lucrul acesta, sper să fie cât mai rapid, dar sunt convins că o să dureze mai mult decât ne dorim noi, că aș vrea să se întâmple în câteva luni, dar destul de complicat să se întâmple lucrul acesta. Ați rămas așa mai la urmă cu stadionul, pentru că, uite, Steaua are stadion nou, Rapidul, la fel. Am rămas la urmă și așteptăm acum, nu ce pot să spun. Nu depinde de noi, nu. Probabil că sunt alte lucruri care trebuie făcute pas cu pas și de aceea se întâlnesc. Dacă ne moreți mănânciul vostru pe zăpadă, pe ploaie, au jucat alte echipe de legații aici.
urcă un pic pe planurile, nu știu, mă gândiți la Arcul de Triunf să jucați acolo, că o să se deschide și ăla până la urmă. Ne gândim la orice teren, gazon care este foarte, foarte bun, dacă este un stadion frumos, cu atât mai bine. Clar nu ne împiedică lucrul acesta. Sigur că nu e bine pentru starea gazonului, că o să mai joacă alte meciuri aici, dar este, dacă se permite lucrul acesta, înseamnă că este ok. Nu, normal că noi am vrea să fim doar noi, dar dacă nu se poate, nu se poate. E destul de dificil la zonă? Nu, dar nu, faptul că se joacă multe meciuri pe un gazon, știi și dumneavoastră foarte bine, că nu pot să, nu poate să se prezinte în condiții senzaționale. Și așa suferea și atunci nu poate să fie ceva care te bucură, dar dacă este o necesitate, nu e niciun fel de problemă. Și